Bună și bine ați venit pe canalul meu. După ce am filmat vreo 40 de clipuri, 3, 4, ceva de genul, mi se pare, uitându-mă așa în ecran, că sunt atât de albă la față, dar asta este, în ce se fac. Astăzi vin în fața voastră cu o agendă aici și cu niște întrebări. Astăzi vom face un tag de toamnă, pentru că l-am găsit la fel și pe acesta online și mi s-a părut a fi destul de interesant. Și zic să-i dăm drumul, pentru că mi se pare a fi așa niște întrebări foarte potrivite pentru sezonul de față. Să vă anunț de asemenea, cam aici, în această cănuță foarte simpatică, deja vă zic de multe videoclipuri că este o cănuță foarte simpatică, niște ceai și în decursul acestui videoclip o să mai gust puțin din el și desigur l-am rujat puțin aici, că nu se putea altfel. Bine că n-am rujat pisica pe bot. Așadar, haideți să începem cu întrebările. Deci, tag de toamnă, întrebarea numărul 1. Ce îți place cel mai mult toamna? Doamne, dar ce nu-mi place? Deci, pentru mine, toamna este anotimpul preferat. Și în momentul în care fac acest videoclip, mă gândesc că s-ar putea ca în decursul anilor în care sunt eu aici prezent în fața voastră, să mai am deja un videoclip de genul făcut. Dacă am foarte bine, vă las pe acela să vedeți în răspunsurile mele de atunci. Dacă nu, asta este, îl am acum. Deci, după cum spuneam, toamna este anotimpul meu preferat. Mi se pare a fi extraordinar de plăcut și dacă ar fi după mine, mi-ar plăcea să trăiesc undeva unde să fie așa o toamnă continuă. Cred că ar fi cel mai frumos vis, cel mai frumos lucru. Îmi place foarte mult, îmi plac zilele acelea călduroase, așa, de toamnă, cu soare, cu frunze uscate, culorile, cel puțin pentru mine, dacă merg așa undeva toamna într-o excursie și văd așa pe drum copaci în toate culorile, nu vreți să știți cam cât de mult mă încântă. De obicei încerc așa ca excursiile și ieșirile pe care le fac să le programez cumva așa pentru toamnă. Bun, numărul 2. Ce miros te face să gândești la toamnă? Dacă ar fi să mă gândesc așa, propriu-zis, la miros, mirosul de gutui și mirosul acela de struguri copți. Deci mirosul acela așa de copt, așa de struguri copți. Dacă ar fi să mă gândesc și la alte mirosuri, cred că și mirosul de zacuscă. Deci în momentul în care faci propriu-zis zacusca, mirosul acela așa de zacuscă, tot așa mă duce cu gândul la toamnă, mirosul de, știu, de, cred că acestea, deci cred că acestea ar fi așa cam în top 3. Numărul 3. Care este mâncarea ta preferată toamna? Dacă de când începe să se încălzească afară, adică de primvară așa, cam fug de bucătărie sau cel puțin prefer mâncărurile acestea așa mai legere, făcute în câteva minute, pentru că oricum este cald și nu prea poți să stai toată ziua în fața aragazului, plitei, cuptorului și ce mai vreți voi. Când începe așa să vină toamna, deja încep așa să poftez la mâncăruri din acestea mai bogate, mai cumva mai condimentate. Prefer foarte mult să pun usturoi în mâncare în această perioadă, să gătesc așa cu usturoi, pentru că, nu știu, usturoi și roșii, cam aceste două arome mă duc așa cu gândul la toamnă pe mine. Nu știu de ce. 4. Care este cartea, filmul tău preferat toamna? În ceea ce privește cărțile, nu pot să zic neapărat că am o serie pe care, la care revin în fiecare toamnă, însă în ceea ce privește filmele, desigur, dacă nu v-ați dat seama până acum, aflați acum, eu în fiecare toamnă, cred că prin octombrie, noiembrie, cam așa mă apucă, sau depinde de cum am eu timpul, dar eu mă uit la Harry Potter, pentru că eu încă sunt așa în sine mea un copil. Și asta este adevărul și mă uit la Harry Potter, iau așa, fac un maraton, iau toată seria și mai nou mă mai uit așa, cred că de anul trecut, mă uit și la Fantastic Beasts, Dumnezeule Doamne, se învârte limba în gură, însă, da, Harry Potter, 100%. Bun, numărul 5. Îți place vremea de toamnă sau duci doroverii? În niciun caz nu duc doroverii. La mine, de când începe vara, eu intru așa într-o semi-stare de latență, așa. Nu-mi place vara, mi se pare a fi prea cald. Cred că dacă ar fi să enumăr motivele pentru care nu-mi place vara, cred că asta jumătate de oră. Oricum, ți vă anunț că nu-mi place vara. Și așa că prefer când începe să se răcească așa încet afară, deja eu sunt așa în elementul meu. V-am zis că dacă ar fi din punctul meu de vedere, aș putea să trăiesc într-o lume în care să fie așa o toamnă continuă. 6. Cum preferi să îți petreci ziua atunci când plouă? Zilele mele favorite sunt cele, sunt cele ploioase, așadar când plouă și
nu am de umblat pe undeva, îmi place să stau în casă, să ascult așa ploaia, să fiu într-o cameră în care să pot să ascult ploaia și să citesc. Să fac așa o baie cu multă spumă. Să stau, să gătesc așa ceva interesant, v-am zis așa, care are așa tente tomatice. Cred că aceste lucruri. Care este băutura ta preferată toamna? În momentul în care se răcește afară, eu încep să beau ceaiuri și nu contează care ceai, de care ceai, eu beau ceai. Anul trecut, cred că, anul trecut, da, anul trecut, în 2019, am încercat și eu pentru prima oară în viața mea pumpkin spice latte de la Starbucks, că noi nu avem Starbucks în oraș și am ajuns în Cluj și acolo, desigur, aveau Starbucks și mi-am luat prima oară o cafea cu lapte, ceva, o chestie, o cafea, atât, atât, că știți că iau cafele mari. Cred că ceva simplu oricum. Și după am mai luat încă una și am zis, hai, ok, hai să iau și eu un pumpkin spice latte. Adică, cred că lumea se încadrează în două categorii. La fel, în multe aspecte lumea se încadrează în două categorii. Persoane cărora le place sau nu le place această aromă. Nu mă dau neapărat în vânt după ea. Adică, este băubilă, însă nu este ceva ce aș dori să beau de când intrăm în septembrie până în februarie. Cu siguranță nu. Numărul 8. Care este obiectul vestimentar preferat pentru toamnă? Eșarfele. Dacă se poate să mă înfofolesc în eșarfe, să mă îmbrac, să mă învârt așa în eșarfe în jurul gâtului, ar fi ideal pentru mine. Eu oricum am așa o colecție propriu-zisă, am câteva eșarfe pe care le iubesc foarte mult și în care mă înfofolesc de fiecare dată când se răcește afară. Numărul 9. Cum arată o zi de toamnă perfectă pentru tine? O zi de toamnă perfectă ar fi așa, în prima parte a zilei să fie așa un soare din acela călduț, să pot să mă plimb pe afară, prin frunze, să aud așa cum trosnesc așa frunzele sub picioarele mele, un lucru foarte plăcut ar fi, să merg pe undeva unde să fie așa o boltă de vie, să miroase frumos a vie, a struguri, să merg undeva, poate să culeg așa de la înălțimea mea, să nu trebuie să mă urc pe scări, că eu urăsc scările. Să culeg struguri, să petrec așa timp în natură, să văd copaci așa frumoși, colorați. Și cred că în a doua parte a zilei, să plouă afară, să fie așa o ploaie din aia așa înceată așa și să fie după ceață, să pot să stau frumos în casă, să fac o cană de ceai. Dacă s-ar putea să am cumva posibilitatea să am în zonă o plită, un cuptor din acela cum este la bunici la țară, se aude așa cum trosnesc așa lemnele în sobă, dar fără a fi foarte cald. Și eu să stau undeva înfovolită sub o pătură și să citesc, cred că ar fi ceva ideal. Numărul 10. Care este outfitul de toamnă preferat de tine? Pentru mine, toamna, în ceea ce privește ținuta, reprezintă așa. O pereche de botine în picioare, ca să nu-ți înghețe picioarele și să fie călduț. O pereche de blugi skinny. O bluză, ceva și ori un cardigan, ori o geacă din aceea de piele și ceva, o eșarfă așa mare, pufoasă la gât. Asta mi se pare ținuta ideală. Vreau să-mi iau o pălărie. Acum nu știu dacă chiar o să-mi iau o pălărie sau nu, dar vreau să încerc așa o pălărie din aceea așa fancy, așa de toamnă. Mi s-ar părea ceva interesant. Numărul 11. Plăcintă de mere sau de dovleac? Mie îmi place dovleacul doar copt la cuptor, deci luat, tăiat, mă uit așa încolo, pentru că încolo am un dovleac și jumătate care mă așteaptă mâine să-l pun la cuptor. Deci tăiat frumos, feliuțe, pus cu zahăr sau cu îndulcitor în cazul meu pe deasupra și cu scorțișoară și pus la cuptor undeva la vreo 20-30 de minute până se rumenește așa un pic, așa mănânc. În ceea ce privește, mă rog, vă rog să mă scuzați, când vorbesc prea mult mi se usucă gâtul. După cum spuneam, în ceea ce privește plăcinta de dovleac, nu, îmi place, nu știu de ce, dar nu-mi place gustul. Așa, copt, îl mănânc, dar în plăcintă nu. O să încerc anul acesta să fac o supă cremă de dovleac, să văd dacă îmi iese și dacă îmi place sau nu. Așadar, prefer plăcinta de mere, mi se pare a fi extraordinar de bună și tot bat și eu apropo în stânga și în dreapta că ar vrea să mănânc, dar nimeni nu vrea să facă. Așadar, cred că o să-mi fac eu cu mânuțele mele săptămâna următoare. Numărul 12. Care este culoarea ta preferată în toamnă?
De toamnă, nu în toamnă, am scris de toți banii. Culoarea preferată în timpul toamnei este vișiniul acela închis, stați să-mi aduc aminte, Marsala, presupun că așa se numește. Chiar am și câteva articole de îmbrăcăminte în acea culoare. Mi se pare a fi fix să strige așa din toate forțele, toamnă, toamnă. Cea mai frumoasă culoare mi se pare aceasta. Numărul 13. Care este luna de toamnă preferată? Oscilez cumva între octombrie și noiembrie. Aș zice că octombrie, pentru că este cea mai potrivită lună în ceea ce privește temperaturile, deci septembrie mi se pare totuși a fi destul de călduță, pentru că de-abia ieșim din vară și încă este cald, dar octombrie mi se pare așa a fi potrivită și desigur cam prima parte a lunii noiembrie, cam așa. Numărul 14. Care este machiajul preferat de toamnă? Ca să exemplific, am pus și acest ruj pe buze. Prefer rujurile mai închise la culoare, puțin rimel și cred că puțin tuș, cu toate că astăzi nu am decât puțin rimel. Cred că acesta este cel mai simplu și și mai de efect machiaj pentru toamnă. Bun, și desigur, unghii închise așa, la culoare albastru închis, negru, violet, burgundiu, chestii așa închise, desigur astăzi nu am nimic pe unghii, dar săracele suferă de ceva vreme, așa că trebuie să le suport așa puțin până revin la sentimente mai bune. Cam acesta a fost tagul. Nu știu dacă m-a trebuit cineva sau nu, dar eu am simțit nevoia să-l preiau pentru că mie îmi place toamna. Dacă nu l-ați făcut și doriți să-l faceți, vă rog frumos, aveți onoarea să-l faceți. Dacă îl faceți, dacă răspundeți la întrebări, să-mi spuneți și mie că vin și eu în vizită. Și desigur, dacă nu aveți un canal de YouTube și doriți să răspundeți la întrebări, în căsuța de descriere am să las întrebările și dedesubt în comentarii puteți să răspundeți cu drag. Chiar mi-ar plăcea să vă citesc răspunsurile. Bun, cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, că l-ați găsit interesant. Vă mulțumesc pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!